Dragi prieteni, bună ziua! Deci, cu regret acum nu, dar ați văzut publicația și hotărârea prin care, cu regret, magistraților de la Curtea Supremă de Justiție vor să le majorează din nou salariul, de mult nu l-au majorat. Deci ei fac concurență acum, fiecare organizație, putere de stat, parlament, guvern, și mai sunt acolo, s-au lansat într-un concurs, o concurență groaznică acum. Fiecare stăruie să-și majoreze salariul. Deci ei sunt acolo puși doar pentru ca să-și majoreze salariul. Nu de mult le-au majorat salariile, inclusiv la Curtea Constituțională. Acum, anul trecut le-au majorat și acum le-am să duce, se zice că iar din nou vor să majoreze salariile. Una din cele mai principale teze care actualii puteri, reprezentanții puterii de stat de astăzi, motivează faptul că dacă vor avea salarii mari, corupția se va elimina. Deci nu vor mai lua mită. Eu vreau să răspund dumneavoastră o chestiune foarte importantă. Cu cât e mai mare salariul, proporțional crește mită. Și asta e demonstrat în toată lumea. Evoluția, istoria de sute de ani ne demonstrează aceasta. Inclusiv, mai ales la procurori și judecători, la polițai și așa mai departe. Deci crește salariul 1000 de lei, respectiv proporțional, ponderat, crește și mita. Deci dacă înainte era o taxă, taxa se înmulțește cu coeficientul majorării salariului. Să știți, oameni buni. Deci ei au venit acolo doar ca să-și majoreze salariile. Și eu cred că ceea ce fac ei, fac bine. De ce vă spun că fac bine? Fiindcă ei de grabă să plece la putere și cei care vor prelua puterea vor primi salarii mari. Nu cred să se va schimba ceva în privința combaterii corupției, dar cel puțin tot aici de astăzi vor ieși și vor apuca de strigat în gura mare, ia uite ce salarii mari au. Ei o să uite că ei au majorat salariul. Și o să uit că ei au schimbat toată legislația prin care statul devine într-o formă foarte simplă capturat. Deci statul poate fi capturat oricând și oriunde. Îmi pare rău că se merge doar pe formula, pe calea majorării de salarii, dar eficiență de la activitatea instituțiilor de stat de partea celor trei puteri, guvern, parlament, judecătorii, nu trei de patru, și președinție. Ei caută doar majorări de salarii. O zi bună vă doresc și munciți, plătiți impozite cât mai multe ca să puteți să întrețineți pe dânsii. Foarte rău pare de statul acesta, ea, păcătos și extrem de, cu conducere extrem de spurcată. La revedere!